care trăim și nu doar să ne căsătorim intra-grup și doar așa să pendim pe în valorile. Pentru că, din păcate, în momentul ăsta, în familiile tradiționale, cam asta se întâmplă. Noi lucrăm la Refin Educație și eu lucrez cu multe familii în care se întâmplă asta și oamenii mi explică asta. Da, dar ce să facem? Pentru că, uite cu ce se întâmplă cu Izabela, care ai dat-o exemplu. Se întâmplă că, da, ne modernizăm foarte mult și pierdem, de fapt, identitatea culturală romă. Că nu mai ai, adică nu toți români o chestie a buinul sau alte valori importante, că nu prea ai cum să le cunoști. Și atunci ce se întâmplă este să te modernizezi mai mult și modernizarea ce înseamnă de cele mai multe ori, din păcate, înseamnă să devii foarte mult în zona, nu mai zic de rău că domnul Ion Minică se supără, gagiu nu mai zic că nu e bine. Alte grupuri etnice, așa bine. Corecție, fiind corecție, bravo. Da, da. Alte grupuri etnice, deci ajuns să mergi către asimilarea aceea voluntară. Și mi se pare, acum, mi se pare o problemă foarte importantă, ridicată și merită să ne gândim la ea, mai ales cei care lucrăm în educație și cum să găsim soluții pentru dezvoltarea comunităților, dar în același timp și păstrarea identității culturale. Asta vreau să zic. Am și eu un gând de diferit față de al lui Izei, că se întâmplă des să am dacă identitatea română se bazează pe căsătorile intraetnice și căsătorii timpurii, eu zic că ar trebui să dispară. Este un lucru barbar, să zic așa, care nu e specific doar românilor. Căsătorile timpurii au fost specifice grupurilor etnice care au avut de suferit de-a lungul istoriei. Toate grupurile etnice din această lume au avut căsătorii timpurii. Să nu uităm, că nu-și dau acest exemplu mereu. Fecioara Maria, când a fost căsătorită, avea 14 ani. Sau chiar mai puțin, spun unele voci. Deci căsătorile timpurii nu trebuie să reprezinte o caracteristică culturală. Da, pentru nimeni. Acelea au avut cum să se raporteze. Chiar și așa. Un lucru greșit este un lucru greșit, chiar dacă pare că aduce un plus valoare. Modernizarea comunităților de rând trebuie să aducă acest lucru, interzicerea căsătorilor timpurii. Punct. Să știi că atunci când am început să lucrare, am avut un lucru foarte mare. Eu lucram și cu oameni tradiționale, lucram și cu oameni tradiționale. Eu trăiesc în lumea asta modernă, dacă vrei, da? Am concepții moderne. Soția mea este româncă, da? Și atunci, în capul meu era o dilemă. Și zic, cum ar trebui să fiu obiectiv? Și am încercat să vorbesc și cu romi tradiționali, și cu femei care sunt tradiționale, și cu femei care sunt rome netradiționale, să văd perspectiva fiecăruia. Din păcate, la ora asta, singurii care au rămas cumva să păstreze, așa cum spui tu, cultura română, așa cum este ea, bună rea, sunt cei care au păstrat căsătorii timpurii. În cadrul familiei mele, sunt 5 frați. Doar unul dintre ei a rămas ancorat în cultura română, cea tradițională, dacă vreți să spunem așa, cel care s-a căsătorit cu o romă tradițională, da? Și atunci, întrebarea este, către cine îndreptăm noi, către un rom european, fără să aibă altă culturală, sau către o națiune, sau către o națiune romă care să aibă curajul și să spună, doamne, ăștia suntem noi, așa trebuie să facă. Pentru că, dacă ar fi, vă mulțumesc, dacă ar fi să extrapolăm, să întâmplă astăzi în viață, câte dintre femeile rome, sau bărbații romi, au, îi vedeți, lucrând într-o bancă, lucrând într-o, să fie profesoară, și să vină în portul ei, dacă își vrea să se vină în portul ei, trebuie să fie bucătoră. Câți dintre ei? Niciun. De ce? Pentru că așa cum a spus și Franz Fanon, da, noi, unii dintre noi, ne fugim de aloase dăcini pentru că vrem să fim ca francezul, adică ca gagiu, să ne rărim cât mai mult. Și mă uit, toți fac jucări de aluzia Calini. Cei mai mulți dintre activiștii și oamenii care vezi pe rom, și-au luat deja limbajul de român, de neromn. Ceea ce pe mine m-a pus de multe ori pe gânduri. Fraților, mai suntem romi? Mai lucrăm pe dreptul de romilor? Sau vrem doar să ieșim în față să fim niște oameni drăguți care să fim acceptați de către gagii? În ce să fac aceste, nu știu, aluzii? Însă, pentru eu, ca și activist rom, e foarte important. Și pentru identitatea culturală română e foarte important. Absolut. Ionela, și după care mai zic eu ceva și terminăm. Și mai avem să în primul rând vreau să spun că sunt atât de fericită să fiu astăzi aici să avem discuția asta. Iuliano, ce ai prezentat tu, Adineau, e minunat și face parte din evoluția noastră, ca rom, dacă vrem să ajungem acolo. Nicolae Gheorghe spune,
spune așa. Cei mai mulți dintre noi, suntem romi prin discurs. Asta spunea Nicolae Gheorghe. Mi se pare genial și tot în aceeași carte din care am citit mai devreme, Nicolae Gheorghe spune așa, dacă vrem să evoluăm, trebuie să privim lucrurile în față și să le recunoaștem. Așadar, atunci când vorbim despre comunitățile rome, mi se pare că trebuie să vorbim cu precădere despre chestii care, să spun așa, ne deranjează. Altfel nu evoluăm. Și dacă merg mai departe pe ce a prezentat Giulianu, și îți mulțumesc, dacă nu eram țigan, acum venea să te pup, dar nu pe mine. Apropo de cultura română. Da, da, și să știți că nu e o problemă, pentru că eu nu permit să vorbesc cu soția unui prieten care este de orice fie, nu permit să vorbesc cu ea decât dacă este prezent acolo. Sau să intru în casa unei prietene dacă soțul este acasă. Asta apropo de... scuze-mă. Mi se pare foarte important să lucrăm cu mamele rome, pentru că mama în familia tradițională romă și nu numai, dă... cum să-i spun... tonul atunci când vorbim de identitate. Dacă mama este ok cu identitatea ei, dacă ea se acceptă și acceptă statuturile, da? Va da lucrul ăsta și fetelor. Și fetele, când vin la școală, da? Cu o identitate asumată și în regulă, da, avem contexte, avem influențe, avem și așa mai departe, și eu am trecut pe acolo, dar pot să-mi păstrez ce mi-am luat de acasă, mergând la școală, în România sau în altă parte. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș vrea să mai zic și eu două lucruri, că dacă sunt moderator, asta este. Mahomedea este o chestie foarte interesantă. Dacă educi un băiat, vei crește un bărbat. Dacă educi o femeie, vei educa o întreagă nație. Eu cred tare mult în educarea egală a oratelor femeilor. Dar oare e corect să păstrăm identitatea română doar prin căsătorile timpurii? Nu, nu o să spun că e corect, ci doar să... Și chiar merită să păstrăm identitatea română prin căsătorile timpurii? E o întrebare așa de reflecție. Mulțumesc mult. Nu mai avem timp, dar la masă discutăm pe chestia asta, că e un subiect foarte mișto. Și trebuie importantă identitatea. Trebuie, pentru că este un subiect pe care mulți îl ignoră. Și începem din start. Dacă da, căsătorile timpurii sunt rele, dar hai să ne gândim cum găsim soluții și, de exemplu, cum o să mergi și la școală, dar să fii și rom în același timp. Pentru că, din păcate, școala te face de altă, că aparține la altă grupă. Așa. Mai mult de școală și ce știu că a spus că se scurge, dar de fapt a lungit. Ambasadorul Angliei a spus că este foarte interesant. Când a fost la Iușul, când a spus acolo, domnule, există un film în Germania care vorbește despre un copil de origine turcă, crescut, născut în Germania, el știind că este neamț, s-a dus la școală în prima zi la școală și a venit, s-a dus neamț și a venit turc. Ce înseamnă asta? Înseamnă că oricât de mult am crede că suntem altceva, vom fi respinși cumva de către cei care nu sunt ca noi. Și atunci este important să știm să fim și diplomați, da? Dar aceea știm să ne păstrăm mândrie și dreptate și cultura noastră. Există două tipuri de romi. Romii care își asumă identitatea și romii care sunt numiți de ceilalți. Gata, ok. Și romii care ce? Sunt numiți de ceilalți. Așa se întâmplă și migrează. Da, da. Bun, Ion Duminică, te rog. După Ion Duminică, urmează doamna Dora. Și mergem la masă. Îmi cer scuze că sunt discuții super frumoase, super aprinse și mie îmi plac aceste dezbateri, pentru că așa am fost crescut. Noi așa creștem la Târgoviște, prin dezbateri. Da. Da, scuze. Bun.